Avem o intersecție dirijată, da? Da, este în care avem indicatoare. Avem patru autovehicule și haideți să zicem așa. Mașina galbenă vrea să meargă aici. Da. Bun. Mașina albastră vrea să meargă aici. Deci și mașina albastră virează la stânga. Bun. Da. Să zicem că mașina verde în față și mașina roșie s-o trimitem tot în față. Care este ordinea corectă? Perfect. Deci, întotdeauna când discutăm despre ordinea de trecere în intersecție, am spus noi primul și primul lucru, trebuie să avem, sau în prima fază, trebuie să avem în vedere ce fel de intersecție este, dirijată sau nedirijată. Asta, așa cum se vede foarte clar pe imagine, este intersecție dirijată prin indicatoare. Da? Avem două indicatoare de drum prioritar, respectiv pentru mașina galbenă și cea verde, și avem două indicatoare de pierdere a priorității, respectiv pentru mașina roșie și cea albastră. Aici, iarăși, aș face o observație pe care am mai făcut-o, dar eu cred că este foarte importantă. Între indicatorul de pierdere a priorității a mașinii roșii, respectiv cedează trecerea, și indicatorul de pierdere a priorității a mașinii albastre, respectiv stop, nu există nicio diferență. În ambele situații prioritatea se pierde la fel. Deci nu este, eu știu, autovehiculul roșu mai important decât albastru. Da. Multă lume așa spune, domnule, doar cedează, nu e stop, de ce nu deci, sunt obligat să-i dau prioritate? Acesta. Cu acesta... Egal love, exact, spune da, elevilor, da. Ca să glumim puțin. Exact. Adică înseamnă același lucru. Bun. Acum, este foarte clar că primele mașini care vor traversa intersecția sunt cele care vin de pe indicatoarele cu drum prioritar, respectiv galbenul și verde. Observăm că autovehiculul galben dorește să vireze către stânga, autovehiculul verde își continuă direcția, mersul pe direcția înainte. Asta înseamnă că cel care schimbă direcția spre stânga este obligat să dea prioritate, deci este clar, primul va trece verdele, după care va trece galbenul. Deci primul va fi așa, da? Vehiculul verde numărul 1, corect. Apoi vehiculul galben care va vira către stânga. Deci vehiculul galben va care se duce spre stânga pentru că acolo vrea el să meargă frumos și să se deplaseze pe traiectoria pe care a vrut. Observăm că s-au eliberat drumurile prioritare, iar pentru autovehiculul roșu, pentru cel albastru, se aplică exact aceeași regulă, repet și insist, nu contează că unui cel roșu exact. Și atunci observăm, cel albastru dorește să vireze la stânga, deci clar că îi va da prioritate celui roșu. Primul care dă prioritate, roșu va trece, da? Roșu, da, deci primul care dă prioritate, deci roșu va trece, după care, bineînțeles, va trece și albastru. În traiectoria pe care și-a propus-o, și anume frumos spre stânga. Și deci ordinea albastru. A fost verde, bun, galben, să roșu, trecem albastru. Și ordinea lângă fiecare, ca să... Deci verde, deci, numărul 1. Numărul 1 e verde. Pentru că îi vine pe un drum prioritar. Și nu schimbă direcția de mers. Da. Numărul 2 este galbenul. Pentru că deși virează la stânga, el are stânga și dreapta două drumuri neprioritare și atunci este clar că este față de ei este prioritar, da. Și el poate să treacă. Apoi, numărul 3 este roșu. Pentru că după ce s-a eliberat drumurile prioritare, el rămâne cu, eu știu, cu cel care vine din sens opus și ăla virând la stânga trebuie să-i dea lui prioritate și, bineînțeles, ultimul, adică numărul 4, este autovehiculul albastru. Da. Și hai să vedem dacă rămân doar două mașini din cele care le-am poziționat noi. Să zicem că avem doar mașina galbenă, nu un pic, rămâne mașina galbenă și mașina albastră, ca să vină de pe două drumuri diferite. Și mașina albastră merge în față, să facem da, merge. În față, da. Asta este o situație simplă, zic eu. Și mașina galbenă vrea să meargă așa. Corect, la stânga. La stânga. Aici, într-adevăr, iarăși trebuie să pornim de la aceeași chestiune, și anume de la faptul că intersecția este dirijată prin indicatoare de prioritate. Și atunci, cel galben, venind de pe un indicator de drum prioritar, nu contează dacă
altcineva nu vine de prioritar, nu contează că el virează la stânga sau merge în orice altă direcție, este clar față de drumul neprioritar, cel care vine de pe prioritar va avea întotdeauna prioritate. Deci, repet, indiferent de direcția în care merge aici, poate că e foarte bine că a spus chiar și o situație simplă, multă lume înțelege așa, păi da, dar zice, ăla de pe prioritar se duce după aceea pe un drum neprioritar. Nu contează unde se duce, contează de pe ce drum vine. Asta este foarte important. Că așa spun, păi dacă merge pe neprioritar își pierde prioritar. Nu-și pierde în intersecție, nu-și pierde. El în intersecție circulă în conformitate cu indicatorul de pe drumul de pe care vine el. Și atunci este clar, galbenul este numărul 1, deci fără niciun fel de dubii. Mașina galbenă va pleca. Mașina galbenă va pleca și se va duce frumos către stânga. Bineînțeles, după ce s-a eliberat drumul prioritar, cel albastră își continuă drumul pe direcția înainte. Sigur. Dacă este o vizibilitate mai puțin accesibilă mașinilor, cam care ar fi... Aceste două indicatoare de pierdere a priorității respectiv cedează trecerea. Să zicem că cel albastru nu vede că acesta are indicatorul cu drum prioritar. El ar trebui, în mod normal, într-adevăr, aici este o discuție foarte amplă și eu am mai făcut-o și cu oameni care sau de care depind aceste semnalizări. Sunt anumite intersecții unde, într-adevăr, din nefericire, nu se văd toate sau majoritatea semnalizării. Adică dacă, de exemplu, el nu vede acel indicator, să zicem că nu-l vede pe cel prioritar, ar trebui măcar să-l vadă pe cel din sens opus, adică ăla de cedează trecerea. Și atunci el să înțeleagă că drumurile neprioritare sunt ale lui și cel din sens opus, și atunci el va deduce foarte clar, pentru că așa sunt regulile, celelalte două drumuri trebuie să fie cele prioritare. Adică, într-o intersecție nu pot să existe, deși din nefericire am văzut și tipul ăsta de semnalizare, trei drumuri neprioritare și unul prioritar. Nu există așa ceva. Un drum prioritar care intră într-o intersecție trebuie să și iasă. Ok, alea neprioritare, da, nu contează. Pot să fie, de exemplu, trei, dar trebuie să fie măcar două de prioritar. Și atunci, cum el a descoperit, să zicem că cel care vine în sens opus are cedează trecerea, adică tot neprioritate, el va ști foarte clar că celelalte două drumuri, adică stânga și dreapta lui, sunt drumurile prioritare. E foarte bună întrebare, v-am spus, deși pare simplă situația. Haideți să vedem dacă vin cele două de pe drumuri neprioritare. Da, doar cele două de pe drumuri neprioritare, drumurile prioritare fiind libere. Libere, da. Între aceștia doi se pune problema, aceeași problemă. Adică dacă cineva virează la stânga, unul virează la stânga. Dacă merg în față, atunci nu se pune problema de prioritate. Și asta să mergem în față, da, nu? Da, ca să se intersecteze cu el sau la dreapta, este aceeași chestiune. Puteți să faceți șoseață spre dreapta pentru că e același lucru, tot de la el. Așa, da? Și înainte și la dreapta, adică să fie dublă, nu-i problemă. Așa? Da. Deci așa indiferent de situație. Deci indiferent că merge înainte sau virează la dreapta, având în vedere că cel care vine din sens opus virează la stânga, el este cel care are prioritate. Sau cel care virează la stânga îi dă prioritate. Deci practic primul care trece este albastru. Este albastru. Repet, indiferent că merge la dreapta sau își continuă drumul pe direcția înainte, roșu, fiindcă a virat la stânga, este cel care trece al doilea sau ultimul în această situație. Deci așa este, pentru că este prioritatea de dreapta aici, nu? Sau? Un fel de prioritate de dreapta, pentru ca să forțăm puțin explicația. Vine stânga, vine ca și când ar veni celălalt din dreapta lui. Da, deci el vine așa. În momentul când face stânga, e ca și când ar veni din stânga celui din sens opus. Da, și aici e prioritatea de dreapta. Să zicem, forțând puțin explicația. Da, să forțim, pentru că el vine așa. Sigur. Și atunci este clar că în această situație roșu este în stânga celui din dreapta. Da, și celui albastru. Da, trebuie să lasă să treacă. Sigur că cel da. Albastru sigur. Sau dacă e pe celălalt drum. Sigur că da. De fapt, regula este următoarea. Dacă două vehicule vin din sensuri opuse pe drumuri identice ca prioritate, cine virează la stânga e de prioritate celui din sens opus. Și asta se aplică pe toate categoriile de drumuri de același fel, respectiv drum fără prioritate cu drum fără prioritate, drum cu prioritate cu drum cu prioritate, semafor verde cu semafor verde sau în intersecțiile nedirijate. Pentru că acolo drumurile sunt identice. Și așa cum ați spus, aici e la fel. Stopul cu cedează trecerea nu... Sunt identice, nu există nicio diferență. Diferența constă, ați spus dumneavoastră ceva un picuț mai înainte, în vizibilitatea pe care administratorul drumului public consideră că o au în intersecția respectivă. Adică cel cu stop nu are vizibilitate, el trebuie să oprească întotdeauna să se asigure pentru că nu ar vedea la timp ce se întâmplă în intersecții. Cel cu cedează trecerea se presupune că are o vizibilitate un picuț mai bună și el poate să treacă prin intersecție fără să oprească dacă
nu trebuie să acorde prioritate eventualelor vehicule care vin de pe celelalte categorii de drum. Asta este diferența. Doar de vizibilitate în intersecție de pe drumul care, pe care sunt montate astfel de indicatoare. Într-adevăr, iarăși aici discuții și pe bună dreptate că sunt indicatoare stop puse în intersecție unde avem vizibilitate 200 de metri și indicatoare cedează unde nu avem nici 5 metri sau nici 2 metri. Dar asta este o altă discuție. Conform legii, astea sunt explicațiile normale.